ceva turboleg. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan. Astăzi este o zi însorită de toamnă, iar eu tocmai ce am terminat de verificat mașina asta din spatele meu. Foarte interesant, mașina n-a mai fost niciodată pe canalul ăsta YouTube Mașina Potrivită, așa că o să vă prezint astăzi. Înainte să dăm drumul la episod, vreau să vă mulțumesc că urmăriți clipurile Mașina Potrivită, mulțumesc că ne sunteți subscriberi, în cazul care sunteți subscriberi, și mulțumesc că ne sunteți clienți. Iar dacă cumva vreți să deveniți clienți, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Bine, dragilor, haideți să dăm drumul la treabă. În cazul în care vrei să ne devii client, îți recomandăm să ne scrii un mail sau să ne trimiți un mesaj direct pe WhatsApp. Dacă îți place conținutul nostru, abonează-te neapărat la canal și trebuie să apeși și clopoțelul ca să afli când postăm clipuri noi. Ne găsești pe Instagram, ăștia suntem noi, și postăm mașini care în general nu apar pe YouTube. Sunt foarte multe. Suntem și pe Facebook, dă-ne like ca să vezi ce postăm. Dragilor, asta este mașina de astăzi. Este vorba despre un Mercedes GLE Coupe din anul 2017, mașină cu 170.000 de kilometri, 169.000 de fapt, așa, 3 litri diesel de 258 de cai, era să zic X-Drive, 4MATIC, așa, și asta este răspunsul Mercedes la BMW-ul X6. Bă, acum, nu știu exact, dar unora le place forma asta, unora nu le place forma asta. Eu nu sunt fan, ca să vă zic așa, la cum arată mașina asta. În principiu merge bine, o să vedeți imediat. Dar deocamdată haideți să ne uităm la exterior. Botul ăsta este destul de agresiv, dacă am bulky, așa, nu știu. Parcă X6-le e mai interesant. După cum v-am obișnuit la Mașina Potrivită, ne uităm întâi pe partea exterioară. Are aici o mică chestie. E mașină second hand, are acolo o chestie. Și cam atât. Nu văd mari zgârieturi pe nicăieri. Acum, înainte să fac episodul ăsta, am verificat cu testerul de vopsea toată caroseria și îmi indică că mașina nu este revopsită deloc. Bine, acum când mă uit cu Ana cu un aparat, aparatul arată ceva și mă uit și eu cu ochiul, dar în principiu mașina asta are vopsea originală, ceea ce este chiar foarte mișto. Având în vedere că nicio componentă nu este revopsită, nici bara față, mi se pare că bara față arată prea bine ca mașina asta să fi rulat doar pe autostradă. Farurile au mici ciobituri de pietricele, capota are și ea mici ciobituri, dar nu este nimic grav, adică nimic groaznic. Cam așa arată. Și în principiu cam așa ar trebui să arate o mașină second hand, ar trebui să aibă mici ciobituri de pietre. Uite, ăsta are cameră. N-are cameră. Are o pregătire de cameră, dar cameră n-are. Dar cam așa trebuie să arate o mașină second hand. Dacă tot dai o grămadă de bani pe o mașină de genul ăsta, e bine să verifici și pe car vertical sau pe unde știi tu. Bun, mașina asta a fost înscrisă în circulație în 2017-06 și avem aici și actele doveditoare. Unde sunteți, măi? 13-6-2017, deci car vertical de data asta a nimerit-o bine. Din păcate avem super puține intrări, mașina fiind de Germania. Acolo care vertical nu prea are așa de multe posibilități. Știți că nemții își țin o parte din intrările astea pe hârtie? Și folosesc alt sistem decât majoritatea țărilor europene. Folosesc DAT pentru relația între servisuri și asigurări. Cei mai mulți folosesc Audatex. Bun. Deci nu avem foarte multe intrări. Aș fi vrut să avem ceva intrări. Martin ne zice, bă băiatule, din păcate nu prea am găsit mari chestii, toate acestea pot apărea. Pam. Știm sigur că mașina nu e furată, dar din păcate chiar în cazul ăsta, car vertical nu prea ne e de folos aici. Să trecem mai departe. Cauciucuri DOT 2020, așa acum se văd mai bine. Mai au puțină carne, dar nu multă. Sunt uzate, cum mă așteptam, mai mult pe interior. Așa, trebuie să-l vedem și pe celălalt. Așa, și ce avem? Avem discuri bune și plăcuțe destul de bune.
tot o dată pe dedesubt, acum pot să vă arăt că astea sunt roți mai mari. Arată bine pe aici și nu există nicio scurgere, din ce pot să-mi dau eu seama. Hai să ne uităm și la cealaltă roată, să vedem în ce stare este. Aici nu e nicio scurgere de absolut nimic. Și avem cauciucul ăsta, care este mai uzat pe interior. Și ținem minte chestia asta, o să ne uităm imediat și pe spate. Așa. Pe spate cauciucurile au uzură normală, mi se pare că sunt foarte late, tot așa, DOT 2020, dar sunt 315/40R21. Wow, deci roțile astea sunt super mari. Din ce am înțeles de la oameni, roțile astea au fost deja odată sablate, pentru că aveau mici zgârieturi. Așa. Ar trebui înlocuită plăcuțele pentru că sunt nu foarte uzate, dar au uzură, iar discurile de frână sunt încă în stare bună. Aș zice că au uzură medie. Iar în spate acolo arată totul destul de bine. Să ne uităm cum arată mașina pe dedesubt. În primul rând avem aici cârlig, care este detașabil. Diferențialul arată bine. Partea de suspensie spate arată bine. Pur și simplu, pare o mașină în stare foarte bună aici. Înapoi la roțile astea. Când găsesc o mașină care are cauciucuri uzate, fie pe centru, fie în interior sau exterior, adică o uzură mai pronunțată într-o parte, în primul rând vreau să aflu dacă astea sunt cauciucurile originale ale mașinii sau dacă au fost puse de pe altă mașină sau complet roțile schimbate de pe altă mașină. Deci asta urmează să întreb. În al doilea rând, dacă cumva sunt ale ei, atunci clar avem o problemă pe articulație față și ar trebui în primul rând făcută o geometrie și ar trebui verificată fiecare componentă de pe suspensia față, să vedem acolo dacă trebuie înlocuit ceva. Altfel, dacă schimb cauciucurile astea, cu siguranță va mai trebui să le mai schimb odată, o să se uzeze la fel. Haideți să ne uităm acum la motor. Nu știu dacă știți, dar la mașina asta motorul este aici în spate. V-am păcălit, mă, cum să fie în spate? Am pus eu aici capacul ăsta. Am încercat o glumiță. Așa, imediat. Așa. Dragilor, ăsta este motorul de 3 litri V6 de la Mercedes. Sunt 3 cilindri așa, 3 cilindri așa și în spate acolo este o turbină, două filtre de aer în fiecare parte, are două catalizatoare. Ce mai are? Ăsta are și filtrul de particule și SCR, Quad Blue. O grămadă de probleme pe chestiile astea în general. Acum, ce am putut să observ din tester la fix motorul acesta este că injectoarele au fost schimbate, cel puțin așa mi-arată mie, acum vreo 30.000 de kilometri. Așa, și ce mai avem? Stai să vedem dacă am lanterna asta și pot să vă arăt. La motorul ăsta, dacă vedeți acolo cu portocaliu, există o garnitură de la turbo. O vedeți aia portocalie. E bine, aia la un moment dat cedează și o să vedem, ne așteptăm la niște transpirații de ulei în partea aia de jos. Nu știu dacă se văd, nu se văd. Nu se văd, dar cu ochiul liber se văd. Bun. Și dacă tot le schimb pe alea, trebuie schimbată și o garnitură de aici. Asta e verde. În principiu nu există transpirații de ulei de niciun fel pe dedesubt. Și chiar așa, să băgăm camera complet. Dacă tot putem. Sper să nu rămân acolo. Nu se vede mare lucru, dar se vede ceva. O problemă cunoscută la fix motorul ăsta este faptul că valva PCV sau CCV bagă, este prea aproape de admisie și practic trage toate gazele, le bagă direct în admisie și se colmatează, se murdăresc practic sub apele de admisie. De aia unii care au motorul ăsta și vor să-l țină mai mult timp își fac un oil catch can. Trag de acolo și îl montează aici în față. Dacă eu mi-aș cumpăra motorul ăsta și cu puțin kilometri cum este mașina asta, cu siguranță aș face la fel.
Asta este motorul de o ultimă generație, să zic așa. Din anul următor, Mercedes a introdus pe GLE 400, mi se pare că se numește, motorul OM656, care este un inline 6 cu 6 cilindri în linie. Deci asta este printre ultimele versiuni ale acestui motor. Bun, deci fix motorul ăsta mi se pare ok. Haideți să trecem mai departe. Mă, spațiu e în GLE-ul ăsta, adică și este spațiu destul de accesibil. Dar haideți să ne uităm în interior, că asta e, interiorul e mai interesant. O ploșniță, asta vine ca dotare standard. Nu ne trebuie. Și acum ne uităm la scaunele astea. Băi, arată foarte, foarte, foarte bine pe aici. Așa. Centurile arată bine, totul arată bine. Și trecem acum în față. În principiu, mă aștept să găsesc erori pe centuri. Dacă mașina a rămas fără baterie, o să-ți dea emergency retractor stânga și dreapta, ceva de genul ăsta. Și cam asta mă aștept să găsesc așa ca mare chestie. În principiu, la Mercedes, după cum știți, na, de aici ajustezi scaunul. Fix scaunul ăsta, fix la această mașină, mi se pare că are buretele ăstea de aici, de pe partea șoferului, mai lăsat. Pentru că mașina e înaltă și cumva, nu știu, nu-mi place buretele astea. Dacă eu mi-aș lua mașina asta, cu siguranță aș schimba buretele astea. Un lucru foarte important de făcut când verifici o mașină second hand este să te conectezi pe diferite module, să vezi kilometrii reali. De exemplu, la Mercedes-ul ăsta am avut niște anomalii pe filtrul de particule, pentru că cel mai probabil mașina a rulat mult în oraș și a avut niște regenerări forțate, așa că counterul respectiv arată mai mult. Deci când văd o mașină de genul ăsta, cu kilometrii ăștia în bord, cu o grămadă de acte și servisuri și o grămadă de chestii disponibile, atunci caut mai multe evidențe să văd exact dacă cumva pe toate memoriile astea îmi apare un, sau nu, hai să vedem aici pe, nu știu, pe aici, să zicem, de exemplu, dacă mi apare ceva de genul nu știu, asta parcă am văzut-o deja o dată, stai că ne uităm la alta. Dacă mi apar, nu știu, activări pe Tire Pressure Monitoring System la 200.000 de kilometri sau la, nu știu, 300.000 de kilometri sau ceva de genul ăsta. Deci chiar dacă am anomalii pe poate sistemul de injecție sau poate pe DPF, le verific. Mașina asta are kilometri reali în principiu. 169.000 de kilometri. Avem 190 de kW acolo, pam pam pam, Euro 6, evident. Așa, așa. Și în principiu astea sunt actele mașinii. Ăsta este certificatul de conformitate. Mai avem aici un TÜV din așa, Frankfurt, 131.000 de kilometri avea în 16.06.2020. Deci acum se pupă kilometrajul, are 170.000 sau cât ori, 169.000. Asta este scrisoarea de trăsură cu care a venit mașina. Și aici avem și factura. Avea și kilometri undeva. Aici. Vedeți? Kilometer laut taho, adică kilometrajul conform counterului de pe bord, 169.000 de kilometri. Și mai avem și intrări în service de la Mercedes. Acum, parte din jobul meu este să mă și uit pe toate chestiile astea. Din păcate nu ne zice exact ce au schimbat, ce au verificat, ce au făcut ăștia. Și avem ultima revizie la 105.000 de kilometri. Deci nu ne ajută foarte mult, dar ne ajută un pic. Aba nu, uite, 130.000 în a 10-a 2020. Bun, o întrebare arzătoare pentru cei de la mașina potrivită este cum se ține în mână volanul. Bă, se ține bine în mână. Mie nu-mi place bucata asta, că este puțin prea groasă. Deci îmi place mai mult un Audi, un volan de Audi. Și în spate parcă n-am exact foarte mult loc unde să-mi țin degetele, adică în spațiul ăsta. Asta e doar o preferință. Și în principiu volanul ăsta nu mi se pare că este prea special. Adică conduc un GLE, care e echivalentul lui X6. Și am volan de Mercedes C-Class. Mă enervează chestia asta. În schimb, avem scaunele astea, avem pilot automat adaptiv, padele pe volan,
avem scaune încălzite și avem suspensia adaptivă și modurile astea de condus. Mai avem display-ul ăsta. Nu știu exact ce să zic despre el, adică el pare că e touchscreen, dar nu e touchscreen. Tot de aici dai. Deci e puțin rămas în urmă pe modelul ăsta, sincer să fiu. Și este destul de micuț. Sunt curios oare eu un Ford, dacă am un display mai mare sau nu. Și mai avem un head-up display, dar nu proiectează pe geam, proiectează pe chestia asta ca la avioanele de vânătoare. Așa. Centurile s-au strâns pe mine. Și acum haideți să mergem puțin cu această mașinoaie. Bă, merge bine, dar nu mi se pare așa de puternică. Bă, în primul rând, mașina asta este super confortabilă. Așa mi se pare, că e foarte, foarte mișto. Acum, teoretic, suntem în modul sport. Dacă punem în modul confort, o să fie și mai confortabilă. Display-ul ăsta mi se pare de-a dreptul ne la locul lui. Nu pot să zic că îmi place. Dar m-aș putea obișnui cu mașina asta. Și dacă o calci un pic, nu te bagă în scaun într-un mod brutal, dar merge bine. Adică îmi place. Așa, n-am frânat eu, a frânat ea. Așa, i-am dat să meargă cu 170, dar o să meargă după ăla din față. Nu-mi plac mie, nu știu, comenzile astea la Mercedes. Odată ce ai Mercedes și te obișnuiești, mi se pare că e ok. Acum ar trebui să accelereze și să se oprească când îl vede pe ăla din față. Preventiv. Nu-mi place că accelerează prea tare. Bine, scopul meu este să testez mașina să văd dacă e bună, nu neapărat dacă îmi place mie cum se conduce, dar îmi place cum se conduce, e super confortabilă. I like it. Bine, acum și ăstea de aici arată super învechit, așa, adică găsește asta și la un E-Class din 2012. Să vedem și cum pleacă GLE-ul ăsta de pe loc. Ceva turbo lag. Bă, merge, dar nu este o bombă de accelerație, adică se mișcă bine. Mie ce să zic, îmi place mașina asta. Și ce e fain la ea este că nu simți viteza, asta cu siguranță. Deci nu simți viteza, acum nu simți că mergi cu viteza asta, cu 80, clar. Asta nu știu de ce merge pe banda asta. Deci pe măsură ce merg un pic cu ea, îmi place din ce în ce mai mult. Da, pentru că e foarte faină. Acum un test de accelerație de la 60 la 100 pe drum drept. Haide. Este mai lentă decât un X6. Trebuie să ținem cont de faptul că mașina este extrem de confortabilă și este pe roți de 21 cu talon de 40 sau cât avea, 35. Frânează bine. Și da, deci pe măsură ce, asta e deja a doua tură când merg aici, băi, e o mașină faină. I like it. Dragilor, asta a fost episodul de astăzi cu mașina potrivită. Mulțumesc că v-ați uitat până aici. Acum să facem încheierea. 41.500 de euro. Frate, asta este o mașină scumpă. De banii ăștia poți să-ți cumperi o mașină nouă. Bine, dar nu Mercedes GLE Coupe, îți poți să-ți cumperi altceva. Dar totuși, nu este o mașină ieftină. 41.500, preț cu TVA deductibil și inclus, adică poți să o finanțezi. Să facem o recapitulare. Are vopsea originală, kilometri reali cu service făcut până la pe la 103.000. Avem ceva istoric și până pe la 131.000 sau 130.000 anul trecut. V-am zis, n-are revopsiri. Ar trebui schimbate cauciucurile față pentru că sunt uzate pe interior. Aș schimba și bieletele de direcție pe față și după aia aș face o geometrie.
Și desigur ar trebui făcută și o revizie pentru că nu avem istoricul complet. În principiu mașina este ok. Pe mine m-a convins modul în care stai în ea. Adică modul în care stai în ea. Faptul că este extrem de confortabilă. Efectiv nu mă așteptam ca o mașină cu roți pe 21 să fie în halul ăsta de confortabilă și foarte plăcută la condus. Pur și simplu e și foarte izolat de toate zgomotele de afară. Mi-a plăcut. Dacă tot dai banii pe o mașină de genul ăsta, în opinia mea, ar trebui să-ți placă foarte mult cum arată, pentru că este o mașină neobișnuită. Pe mine, efectiv, forma mașinii, cum arată așa spatele ăla, nu știu, nu m-a convins pe mine, dar în rest mașina este super ok. Încă o chestie pe care aș mai face-o, a schimba garniturile acelea de la turbină și dacă aș cumpăra-o, i-aș face și un oil catch can. Cam astea sunt chestiile care ar trebui făcute și desigur aș negocia la preț. Bine, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat la episodul de astăzi cu mașina potrivită, mulțumesc că ne sunteți subscriberi și mulțumesc că ne sunteți clienți. Aoleu, ce soare! Nu pot să mă uit. Și până data viitoare, v-am salutat! Pa, 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 pa!